Și e o întâlnire de grație pentru voi cu maestrul Mircea Diaconu. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit. Bună ziua. Cu drag, mă bucur să vă revăd. Și eu, și eu, și eu. Da, vă rog să luați loc. Da, e adevărat că biserica din sat, satul dumneavoastră a fost construită de bunicii dumneavoastră? Îmi pare tare rău că n-am fost mai devreme să cânt și eu cu Vladmiriță. Dar să știți că dacă... Nu, acest cântec, această rugăciune. Pentru că o știu, imediat vă spun, o știu de la taică meu care m-a învățat în urmă cu vreo 60 de ani. Maestre, vreau să vă întreb, Vlad mai este acolo? Vreți să încercăm împreună un refren? Nu. Mai bine nu. Nu. Și mai e ceva, vedeți, în astfel de împrejurări, ca și la colinde, nu performanța în sine contează. Absolut. Ci faptul că închini ofranda, atât cum o faci, nu contează. Nu performanța. Performanța muzicală e în regulă, dar e în alte părți. Așa este. Aceste cântări, aceste ofrande, colindele mai ales, trebuie să le faci tu, dacă nu, n-au nicio valoare. Așa e. Bun. Îi mulțumim lui Vlad pentru această piesă extraordinară. Îl rugăm să iasă. Maestru nu se poate concentra. Salutați-vă acum, dacă tot v-ați văzut. Maestră, da. Și dacă... facem și noi ca băieții. Da. Cu drag. Îmi pare bine să ne vedem. Cu drag. Mulțumim, Vlad. Mulțumesc și eu foarte mult. Ne mai vedem. Cu siguranță. Da. Teoretic, regulile televiziunii n-ar fi trebuit să permită momentul ăsta, dar îl simțeam pe domnul Diaconu că îl căuta pe Vlad cumva. Regulile televiziunii admiteau să fie și cel mic aici și să-i dea tăticului lui Dita Mai. E o vârstă la care, exact cum este fiul prințului William, explică-i copilului că e jubileu. Sigur că da. Nu poți să-i explici. Așa trebuie să fie. Așa este. Copiii sunt liberi și sunt convins că vor merge pe drumul lor încetul cu încetul. Tocmai pentru că suntem într-o zi de sărbătoare, în general în țară e veselie, se mănâncă, se bea foarte bine, pe de altă parte trebuie să mergem și către esență și de asta, tocmai pentru că știu că, și noi am mai povestit odată mai de mult, de undeva din spate vine seva, vine credința, vin rădăcinile dumneavoastră, haideți să mergem. De asta am venit de la început cu această informație, și anume că în satul de unde vă trageți rădăcinile, bunicii dumneavoastră au fost practic ctitori, nu? Mai complicat. Perfect, întâi, abia aștept să o povestesc. Vă dau un citat din Părintele Necula, și care mai acum vreo câteva zile a zis următorul lucru. Despre asta și e vorba. Fără România de departe, nu putem duce România mai departe. Minunat. Minunat și adevărat. Deci România de departe, ce înseamnă asta? Înseamnă că pe crucea de la mormântul nostru scrie așa, așa începe. Preot Ioan, mort în vârstă de 110 ani, în 1710. Ceea ce înseamnă că s-a născut când murea Mihai Viteazul, ca să zic așa. Fantastic. Preot. După care, continuă, preot, preoteasă, până la generația bunicului meu. Cei care n-am mai fost preoți, au fost eu și fratele meu. El cercetător, eu actor. Dar toți au fost preoți, ceea ce însemna ctitori, au obligatoriu. Și erau în toate felurile. Școala din sat e făcută pe donația de pământ a bunicilor, a străbunicului nostru. Biserica e făcută de ei, de străbunicul și bunicul. Și acum se văd găurile din pământ de unde s-a luat cărămida. S-a făcut cărămida. Căminul cultural s-a făcut cu cărămidă de la noi, din locurile noastre ale bătrânilor. Deci erau, se simțeau datori să facă lucrurile astea. Dacă bunicul, când era preot și eu eram copil, dacă undeva se certau, nu știu, o familie, el cu ea, lăsa totul și se ducea și încerca să-i împace, să-i învețe, se simțea obligat să facă lucrurile astea. M-ați înțeles? Deci asta înseamnă să fii păstor. Corect. Și asta înseamnă ortodoxia, până la urmă. Diferența, nu fac nicio... Nu, diferențe nu fac. Dar ortodoxia, față de alte religii creștine, da, te îmbrățișează. Frumos spus. Nu ți arată că ești mic. Nu te copleșește cu mărirea și cu bogăția. Te îmbrățișează, te așează la masă, dacă ți-e foame, îți dă ceva, dacă ți-e sete, îți dă apă.
Și nu te obligă la nimic. Deci se poate și așa, se poate și așa. E fără obligații. Vă spun un singur lucru, că vine vorba deseori. La un moment dat, eram cu bunicul și făceam fân într-o grădină. Și trece pe lângă noi o femeie din sat, care la vremea aia avea vreo 90 de ani și a trăit foarte multă vreme, nu mai știu cât, dar era foarte rea de gură. Și se numea Șurligaia. Asta este un ceva de asta. Un apelativ care sună a bărfăbută. Da, era o poreclă, de fapt. Și trece pe acolo și îl cheamă pe bunicul la gard. Foarte nervoasă. Părinte, cu tare, a păcătuit, a făcut mare păcat. Dar ce s-a întâmplat, femeie? Dar mare păcat, era disperată. Ce a făcut, mă, femeie? A muncit duminica. Și bunicul a zis, mă, femeie, singurul păcat adevărat e să nu muncești. Ho-ho. Vedeți? Așa văd eu, așa am înțeles eu ortodoxia. Și ortodoxia pentru mine, nu știu cum să... E biserica din deal. Mică, albă, pictată și înconjurată de cruci. Asta este. N-are nimic grandios, enorm, nu, dar te îmbrățișează. Te simți acolo. Și mă rog, cât eram copil, făceam fân printre cruci. Căci cosea bunicul printre cruci și făceam fânul printre cruci. Era atât de natural și normal. Nu știu, așa trăiam. Așa trăiam și la un moment dat ne mutam acolo, pe unii pe alții, ceea ce o să se întâmple și cu noi. Mai e un lucru care tare îmi place și țin să-l spun. Când e învierea, e ca un spectacol, așa era, ca un spectacol de teatru. Cu ieșirile, cu strigările, cu înconjuratul bisericii, ca o poveste, se spune încă o dată povestea. Așa e. Se spune încă o dată povestea. Și așa mai departe. Deci este pentru oameni și cu oameni. Slujba cere omului simplu să participe. Deci nu tu asculți ca un spectacol altul decât, sau cineva face un... și tu nu. Nu, te implică. Sunt interactive. E minunat, vă spun. Acum mă întorc la Vlad Miriță și la cânte. Când era prohodul de vinerea patimilor, întotdeauna mergeam acolo și cântam cu toții. Și aveam cărți în mână, iar când cânta tatăl meu... cântați extraordinar, vă spun. Văd o emoție în ochii dumneavoastră așa cum rar văd. Da, pentru că măcar în zile de astea trebuie să ne gândim, mai ales că sâmbătă au fost moșii de vară la cei care au plecat și cei care au lăsat o urmă mai mare, mai mică în viața fiecăruia dintre noi și o urmă pe care dacă nu o simțim mereu, noi cei care suntem încă, suntem mai săraci și mai inutili. Și mi-e tare frică, pentru că am sentimentul așa că generații care au un fel de orgoliu nemotivat, lumea începe cu mine. Lumea nu începe cu noi. Lumea este foarte veche și trebuie să citim cât mai mult despre ce a fost ca să putem fi cât mai buni pentru ce urmează. Așa cum spunea Părintele Necula. Foarte frumos. Dincolo de asta, dincolo de lucruri profunde, spuneam de emoția din priviri și după aceea o să luăm publicitate. Pentru că văzând emoția din privire, mi-am dat seama și cât de mult vă lipsește tatăl. Nu numai. Toți îmi lipsesc. Și repet, fiecare a pus câte ceva în mine, în fratele meu, în noi ceilalți. Toți, toți. Cum s-a făcut de n-ați mers pe același drum al familiei? Pentru că e limpede, Mircea, diaconul, putea să meargă evident către biserică. Da, un bunic era preotul, așa. Alexandru, și celălalt bunic, care locuia într-un sat mai sus decât noi, dacă se poate spune mai sus decât noi, sus, cocoțat pe un vârf de deal, se numește Malu, undeva sus, e o râpă imensă și sus e un sătuc cu 20-30 de case, atâta. Și el era dascăl. Pe bunicul de sus îl chema diaconul și era dascăl. Iar tatăl meu învățător. Nimeni n-a obligat pe nimeni, apropo de moștenirea familială. Pe de altă parte, acum, eu cel puțin așa am văzut și văd în continuare actoria, cel puțin așa am simțit eu să o fac, ca pe o formă vecină cu... Așa e.
vecină. Ce înseamnă? Înseamnă că o poveste teatrală, foarte bine scrisă, care îl ajută pe om să meargă mai departe, să înțeleagă ceva din viață, jucată de niște actori care cred în lucrurile acelea, în mesajul acela, e o dăruire de la om către om. Ce e biserica decât asta? Dai povestea mai departe. Eu nu văd, n-am văzut. La un moment dat am scris un articol pe vremea cealaltă, în România Literară, în care încercam să explic că eu simt obligația de a fi un fel de activist al binelui. Ca o pledoarie, dacă vreți, prin ce joci, prin cum joci, prin rolurile pe care le alegi sau le faci, sau cum le faci. Un activist al binelui. Să încercăm să-l ajutăm pe celălalt. Așa văd lucrurile astea. Nu altfel. Nu ca pe o dexteritate în sine, ca pe o jonglerie sau ca pe... Nu. Nu, nici de cum. Acesta e mesajul la care vă rog să vă gândiți în aceste câteva minute de publicitate. Da, doamnelor și domnilor, o discuție absolut extraordinară, tonică cu maestru Mircea Diaconu, dar aș vrea să vă întreb ceva. Dacă întrebăm foarte multă lume în acest moment, ce este astăzi, știți ce spun, nu? Că e o zi liberă. Și asta e adevărat. Pe de altă parte, e mai greu să se întrebe de ce este o... sau cum s-a întâmplat de este o zi liberă. Pentru cei care sunt acasă și ar trebui să știe cum să aprecieze, mai mult vreau să vă întreb cum petreceți dumneavoastră, familia dumneavoastră, soția, fata, deci cum petreceți această zi? Nu numai această zi, pentru că sunt trei zile. Sunt trei zile legate, da. Și toate au sens și fiecare adaugă celeilalte zile. Și moșii și pogorârea Duhului Sfânt și Sfânta Treime. Și se adaugă într-un singur tot, practic de acum, ca zi, ca punct, dar în urmă cu 2000, mai mult de 2000 de ani, a început biserica. Așa există. Și biserica, ca instituție, ca ceea ce știm că este. Asta se întâmplă, din păcate, cu toate marile sărbători ale noastre. Și Paștele și Crăciunul sunt sub semnul acestui liber, ușor necontrolat, ușor de chef. Confundăm, din păcate, marile sărbători cu niște chefuri. Și atât. Chefuri poți să faci oricând, zic eu, dar când sunt sărbătorile astea, nu înseamnă să facem nicio abstinență. Nu asta e problema pe care o încerc să o... Dar să nu uităm. Știți, e o vorbă veche. Ia așa, iei un pahar și dai de ciocnit. Asta e vorba bețivului. A, zice, să nu uităm de ce am venit. Noroc. Corect. Pentru că de asta am venit. Că te iei cu vorba, nu știu ce, și de ce ai venit. Asta. A, să nu uităm de ce am venit. Ori în aceste mari sărbători am venit pentru altceva. Nu pentru asta. Corect, corect. Trebuie și asta, dar nu. Acasă, ce faceți? Cum faceți cu familia? Acasă facem astea, sâmbătă, oricum am fost la biserică și am făcut colivă și tot ce trebuie și ne-am... chiar fotografii vechi am pus pe masă și uite așa, ținem subiectul sau vorbim de ei, de amintiri, de lucruri de tipul ăsta. Am făcut un experiment acum vreo 2-3 ani, nu mai știu, de Crăciun au venit copiii, că întotdeauna vin copiii și ne strângem acasă la noi, și am pus pe masă albumele vechi cu fotografii. Și asta a fost toată seara. Și ne-am uitat pe poze, are o forță fotografia, față de ce? Față de sutele și miile de poze pe care le facem cu telefonul, peste așa, tot, nu știu ce. Fotografia are o forță uluitoare. Pe de altă parte rezistă în timp, vedeți bine. Și o discut de fotografii care au 100 de ani. Corect. Fotografii, concret, 100 de ani. Mă tem că ce facem noi cu telefonul nu rezistă. Suportul, nu doar rezistă în timp. Repede. Nu știe nimeni asta. Când exista și funcționa celuloidul ca așa bază pentru cinematografie, pentru peliculă, iată-l că au trecut atâta vreme și există. După care s-a trecut la suport magnetic. Îmi pare rău. O să vedem cât rezistă. Corect. O să vedem asta. Mă tem că nu. Să vedem. În orice caz, bun. E foarte frumos. Mi-aduc aminte că am povestit cândva și îmi povesteați despre o amintire și, apropo, legată de pași și de modul în care urcați. Mi-aduc aminte acum da, un deal. E o poveste foarte frumoasă. Da. Aici n-am spus-o, în altă parte am spus-o. Da, vă spun rapid. Era Vinerea Patimilor.
și mergeam în mașină, aveam un All-Seat la vremea aceea, era în regimul trecut, pe final cumva, 88 pe aici, mai puțin, nu. Fetița noastră cred că avea vreo 3 sau 4 ani și mergeam spre satul meu. Și am zis, fiind vinerea patimilor, să ne oprim la slujbă la Curtea de Argeș, la minunea aceea de biserică de la Curtea de Argeș. Și ne-am oprit acolo întâi. Fetiței noastre îi cumpărase niște pantofi fiori roșii și o cam strângeau, dar mașina era în regulă. Și ne-am oprit acolo și am vrut să stăm, dar nu știu, n-am simțit că e cazul. Era lume multă, 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 cu tranzistoare, pe iarbă, e ce vorbeam adineori, cumva, nu. Și a zis, hai să mergem în sat. De la Curtea de Argeș sunt 3 dealuri pe care le treci și după aia ajungi pe Valea Mea. Și am plecat pe dealurile astea. Am trecut 2 dintre ele și când să-l trec pe al treilea, am văzut la stânga un o săgeată care scria schitul schitul Slănic 2 km sau 3 km. Nu știam că s-a făcut drumeag pe acolo, un drum nou făcut. Pentru că noi când mergeam la schitul ăsta, pe valea noastră, mergeam pe jos și urcam vreo 2 ore, cam așa. Hai acolo, am zis, hai acolo. Și am băgat mașina. Am urcat, nu știu, 200-300 de metri și nu s-a mai putut urca, era rău. Și am oprit mașina acolo și am zis, hai pe jos. Și am plecat pe jos. Copilul am luat în cârcă, strângeau ghetele, nu știu ce. Și urcam, și urcam, și urcam, și urcam și s-a făcut noapte. Încet, încet s-a făcut noapte. Și s-a făcut pădure de brazi, că pe măsură ce urci, treci din foioase, treci în brazi și erau brazi, brazi, brazi și la un moment dat, din brazii aia și întunericul acela, parcă turnase Dumnezeu o găleată de zmoală imensă cu stele, am văzut așa, parcă se mișca o lumină și asta era o lumină de lumânare, bineînțeles, la fereastra unei biserici care era sus acolo, biserica din de sus, de la schit, și era luminată. Și am plecat către ea și mergeam și mergeam și urcam și urcam și urcam către ea. La un moment dat a fost o poartă mare și am trecut de poarta asta mare și am simțit un miros altul decât brazii și ce era. S-a adăugase mirosului de brazi din jur și de noapte și cu rouă și cu răceala nopții totul sporește. Era un miros de vite, de balegă, de graj, de asta zic. În bisericile noastre, în ortodoxie, se și trăiește, acolo se trăiește cu tot ce înseamnă asta. Și acolo erau grajdiu călugărilor și mirosea și nu știu ce. Și ne-am dus către biserică. Biserica avea 3 ferestre, mică. Și la toate, uite așa, tremurau luminile, fără curent electric. Am intrat, la intrare era starețul, foarte în vârstă, și soția mea culesese de pe drum un buchet de floarea Paștelui. Există o floare albă care iese numai de Paști, indiferent când pică Paștele, iese și e covor. Și era cu buchetul așa. Și starețul a zis, fetițo, soției mele, pune florile pe masa sfântă. Biserica mică, dacă erau 20 de oameni, am pus florile acolo și am stat cu minții într-un colț. Și a început slujba. Slujba a însemnat, copilul meu stătea lângă mine și făcea așa cu picioarele, că strângeau pantofii. Pe măsură ce se spunea povestea, copilul meu n-a mai ținut, nu simțea nimic. Deci s-a terminat cu strângeau pantofii, deci a ascultat povestea toată. De ce? Pentru că nu era, cum să spun eu, era povestea curată. Cuvintele cădeau ca niște cuvinte, cântarea era cât trebuie, neacoperind cuvintele și povestea, sau imaginile, sau trăirile, și erau bine spuse, bine simțite și aveau suspansuri, accente în timp ce curgea povestea. La un moment dat se oprea povestea preotului, care era tot călugăr, și un civil, un mirean, îmbrăcat în haine negre de postav și care mai târziu am aflat că era învățător într-unul dintre satele de jos, spunea încă o dată cu cuvinte mirene ceea ce fusese spus și cântat ca slujbă. Ca să înțelegi povestea. Și mergea mai departe. S-a terminat povestea,
slujba și ne-am ridicat. Cei 20-30 de oameni să ieșim afară. În bezna aceea, zmoala aceea cu stele deasupra doar și ne așezam să găsim cărarea, că după aia cărarea o să ne ducă la vară. S-au dus alții înainte și în față era un miner, erau mine pe vremea aceea acolo și un miner care a aprins un de la... Lămpaș, pe frunte. Și ne vea până pe frunte și noi ne-am luat după lumina aia și mergeam mai departe. Și mergeam așa unul după altul, noi cu copilul și la un moment dat din față, din întunericul ăla, cineva zice, s-a întors la mine și mi-a dat o bucată de pâine. Și am luat o bucată de pâine și am rupt și am dat-o mai departe. Și a venit o bucată de pâine, după care a venit o sticluță de țuică. Pe traseu. Venea așa, se dădea dintr-o mână într-alta. Da, și am ajuns jos unde erau mașinile, că nu mai era numai a mea. Erau și alte mașini, vreo două, cinci, șase mașini. Și noi ne-am dus spre mașină. Unul dintre oamenii care au mers pe întuneric cu noi era în continuare întuneric. Deci nu s-a prins aici o lumină. Da. Și a zis, domnul diacon, veniți și la înviere? Deci toți știau că în biserică eram noi niște, mă rog, Lupescu și diaconul. Oameni știuți la vremea aceea și cunoscuți, dar nimeni o clipă nu s-a uitat la noi sau nu le-a taxat ca pe niște vedete sau pe niște actori cunoscuți sau nimic. Pentru că în biserică toți suntem oameni. Și atât. Atât. Minunat. A fost minunat. Iar copilul meu a uitat de ghete, cum vă zic. N-a zis o clipă, dar mai e mult... Dar mi-e somn, dar mi-e foame. Nimic, nimic. Povestea. Ce forță poate să aibă povestea. Cu condiția să o spui, să primeze. Și nu, nu știu, floricelele, complicațiile, spectacolul, microfoanele. Mie nu-mi plac microfoanele în biserică. Îmi pare rău că trebuie să spun lucrul ăsta. Da, e adevărat. Nu-mi pare rău, spun lucrul ăsta direct. Și vă mai zic un lucru. S-a întâmplat, dacă mă lăsați, nu mai știu dacă am timp. Eram senator și m-au invitat pe Valea Rieșului, care e o minune, pur și simplu, a noastră a tuturor. M-au invitat acolo niște primari, era, mă rog, o sfințire de biserică și mă duc acolo în Creierul Munților. O biserică în Creierul Munților, dar nu vă zic ce minunăție, și care avea pictură pe lemn. Pictură pe lemn, senzațională. Și a venit acolo, au venit mai mari bisericii din zonă, în fine, și era un aranjament cu microfoane, cu stații, cu nu știu ce, și au început să facă slujba afară. Lume, munții în jur de nu se mai terminau, și dă-i, și dă-i, și dă-i. Și la un moment dat s-a stricat microfonul. Na. Și n-a mai fost sunet. Ce ne o face? Mică bulversare, dar trebuia să meargă slujba mai departe. Ei, nu vă spun cum suna ecoul, ce frumos se auzea totul. Fără microfoane, în Creierul Munților acolo, unde, nu știu, e Dumnezeu. Așa este. Minunat, absolut minunat. Nu știu, acum trebuie să ne întrebăm cum se descurcau ceilalți în urmă cu atâția amar de ani. Până la apariția microfonului, cum a mers omenirea mai departe? Sigur că da, nu știu. Intervine cineva între om și om. Așa cum la teatru, și teatru va fi și va fi cât va fi omenirea, câtă vreme un om spune o poveste altui om, folosind imaginația lui și imaginația celuilalt și ajungând împreună la un fel de catarsis, de trăire. Dacă între ei doi apar intermediare, scule, tehnologii și așa mai departe, nu mai e nimic. Nici nu cred că trebuie spus mai mult. A fost o întâlnire absolut fenomenală din punctul meu de vedere. Azi trebuia să se întâmple și promitem să mai facem. Mi-aduc aminte că a fost o chestie amuzantă. Adrian Păunescu avea la o altă televiziune o emisiune și a venit o doamnă cu un copilaș extrem de talentat. S-a uitat Adrian Păunescu și a spus: felicitări, doamnă, s-o mai faceți. Așa că era copilul foarte... Mai faceți, e foarte bine. Doamnelor și domnilor, o bucurie a fost să ne vedem cu Mircea Diaconu. Urmăriți povestea, deci a fost pe sufletul meu. Asta aș face în fiecare zi. De fapt, despre asta e emisiunea asta. Despre a spune povești astfel încât dumneavoastră să le trăiți odată cu noi. După o scurtă pauză, alte povești. Sărbători frumoase, maestru! Mulțumesc!